De Sfântul Ioan, credincioșii din cartierul Unumai și nu numai au împărtășit bucuria prezenței la slujbă cu preoții din zona centrală a Râmnicului. Cum figura Sfântului care l-a botezat pe Iisus Hristos rămâne una remarcabilă pentru întreaga creștinătate, nu-i de mirare atenția de care s-au bucurat întreaga asistență în timpul predicii. Biserica din cartierul Unumai este singura din Râmnicu Vâlcea care are hramul Sfântul Ioan Botezătorul.